Asta este tot. Bine, am cantat bine pe ceas. Nu am ieșit ca asta. Asta ne întâmpinați? Da, sigur. Nu, ideea este că treaba e foarte serioasă, deci nu putem rezolva, nu știu, poate că nu o ia lumea în serios, dar eu zic să o ia foarte în serios, că asta în 4 zile am organizat, adică nu am organizat, pentru că numai ori auzit transportatorii ce se întâmplă și nu trebuie să îi rog pe nimeni să vină. S-au alăturat din inițiativă. Dacă aveam 2 săptămâni, vă promit că aveam 1000 de mașini în Alba Iulia. Asta, organizarea, ce, dacă se poate primi organizarea, și n-am organizat așa ceva niciodată. Deci e prima, de aia zic că nu pot să-i spun organizare. În 4 zile s-a întâmplat asta. Dacă problemele nu se vor rezolva, în 40 de zile sau în 4 luni, dacă ne organizăm, spun că poate fi mult mai rău. Și pentru noi și pentru dumneavoastră. Și nu vrem asta, pentru că oamenii nu mai pot. Atâtea amenzi și taxe, noi trebuie să le reflectăm undeva, în costuri. În dale, în înghețată, în transport, în nu știu ce. Dar prețurile de aia sunt foarte mari. Dacă noi, atunci noi trebuie să raportăm cheltuielile acelea în salariile angajaților. Nu avem altundeva. Curentul s-a scumpit, motorii n-a scumpit. Nu avem unde. Ori reflectăm în prețuri, ori tăiem din salarii. Acum vorbim de piesele de schimb. La camioane care sunt exagerate, scumpe, bine, asta e probabil prețul pieței. Dar având în vedere starea jalnică a drumurilor, tot din buzunarul nostru a transportatorilor, noi avem toate cheltuielile. Am vrut să vă mânesc și eu. Pe lângă toate cheltuielile, mai stau și autoritățile la cost de stradă, trage pe dreapta, ia să-ți văd cardul, după ce stai 2 ore în coloană la intrare în Sebeș, hai să-ți văd cardul, n-ai depășit programul, ia 300 de milioane amendă. E inadmisibil. Creează-ne, domnule, prima dată drumurile, oferă-ne prima dată. Și pe urmă vii cu restricții și cu amenzi și cu tot. Corect. Atunci, da. Deci, domnul director, am ajuns la acest protest datorită faptului că transportatorii români s-au săturat de această exploatare financiară, de această jecmăneală care se practică de către instituțiile statului împotriva noastră. Deci nu mai suportăm. Da? Amenzi de ordinul zecilor de milioane, peste 100 și ceva de milioane amendă pentru simplu fapt că un transportator, un șofer, de exemplu, nu și are atestatul la el sau pentru că, deși el există, el... Poate verifica în baza de date, că iau în drum, au acolo autospeciale la celălalt, poate vedea și la față, uite, ăsta-i, are, dar degeaba bascăton ai, știți că era bancul cu iepurașul, mă scuzați. Ai, dar bascăton ai. Deci amenziile care se practică se și poate. Măsurile și prevederile care sunt cuprinse în cadrul acestor ordonanțe sunt jefuitoare, jefuitoare la adresa noastră. Noi suntem oameni, suntem transportatori, operatori de transport care operăm și lucrăm cinstit, da? Din finanțări proprii. N-a venit statul român să ne ajute nici măcar cu un leu. Nu suntem rezultatul inteligenței politicului românesc. Atenție! Noi suntem, am ajuns să fim victime, în loc să fim protejați, în loc să fim respectați, da? În loc să fim eventual încurajați. Suntem jecmăniți la drumul mare, parcă am fi bandiți și hoți pe șoselele noastre românești. Este inadmisibil ce se întâmplă. Deci ne-am săturat, pur și simplu ne-am săturat. Nu se mai poate merge la infinit cu asemenea măsuri. Se știe că transportatorii români... În conjunctura actuală, de exemplu, de anul trecut, au început să mai niște, da? Au început să... Și suntem cei care suntem motrica acestei economii, suntem cei care mișcăm în țara asta și mișcăm economia. Pe aceste considerente se îndreaptă împotriva noastră, pentru că știe că se mai câștigă un ban din acest sector, ce se urmărește? Desfințarea activității sectorului de transporturi rutiere? Cine? Nu știu, am impresia că oamenii ăștia au nebunit cu totul. Deci este inadmisibil să te apuci să aplici și să gândești asemenea măsuri criminale împotriva noastră, împotriva transportatorilor români. Ne-am săturat, pur și simplu ne-am săturat, ne-a ajuns cuțitul la os. Nimeni nu vrea să ne bage în seamă. Eu am o experiență cu o altă activitate nouă, nominalizez aici. Este un foc de paie acest protest. Vreau să vă spun că o să începem să dăm primul acțiune în instanță pentru a ne câștiga dreptul. Am făcut acest protest pentru a vă sensibiliza, pentru a lua și dumneavoastră atitudine și să transmiteți mai departe nemulțumirile noastre. Să transmiteți mai departe faptul că transportatorii din România s-au săturat de asemenea măsuri abuzive care sunt îndreptate împotriva lor. Nu se mai poate, nu se mai poate. Avem nevoie de bani să ne dezvoltăm. Nu vrem ca banii noștri
din puținul care există să meargă în sectorul, în sectorul guvernanților, da? Care știți destul de bine și vedem la televizor ce se întâmplă, fur toți pe capete, își bat tot joc, își fac file, își fac căsi, își fac fel și fel de, își rezolvă fel și fel de interese personale. Păi pentru ce suntem aici? Pentru ce muncim în țara asta? Vreți să, scuză-mă, vreți să plecăm cu toții din țara asta? Unde vreți să, să ajungă țara asta? Noi suntem cei care am rămas aici și înțelegem să muncim. Suntem cei care ținem la țara asta, ținem la pământul ăsta românesc. Ce faceți dumneavoastră reprezentanții acestei, țări? Vă bateți joc de noi. Admiteți și acceptați ca să se dea asemenea lege, asemenea măsuri, asemenea prevederi prin care să fim exploatați financiar. Am ajuns sclavi financiar a unui sistem odios, a unui sistem bolnav, a unor oameni care, a unor funcționari publici care emit legi care habar n-au de ce înseamnă transportul rutier. Încă o dată vreau să vă spun că a fost o neînțelegere. Eu v-am așteptat afară. Bun, să trecem de asta. Am ajuns aici, sunt domnul prefect lipsește, este la o activitate la județul Bihor. Am fost fascinat să vă preiau mesajul dumneavoastră și vă asigur că acesta, împreună cu adresa din partea prefecturii Alba, va ajunge la organele îndrept. Ce rugăminte am? Nu considerați că ar trebui să aveți o întâlnire și cu domnul prefect? Dânsul lipsește acum. Noi chiar am crezut că ne întâmpină dânsul. Asta era ideea. Dar fiind ocupat, acum ne-a spus... Nu, nu-i facem de program domnului prefect. Vă rog să aduceți la asta de comun acord cu domnul prefect Ocanda, prin care o delegație din partea noastră a transportatorilor români sau a zonei Ardealului, să spunem așa, se va deplasa în cadrul prefecturii Alba și dorim să stăm de vorbă. Dar dorim să luați măsuri, să rezolvați. Deci ne-am săturat de povești. Mă înțelegeți? Deci vrem să fiți activi, vrem să fiți practici. Nu știu dacă cunoașteți activitatea domnului prefect. Am văzut că este activ.